Salutare tuturor, lumea și bine v-am găsit la un episod unde am să vă prezint canalul meu de Discord, care l-am îmbunătățit față de ultima dată. Acest videoclip îl fac mai mult, de fapt, pentru abonații noi care nu știu că am avut și am încă un canal de Discord unde putem să vorbim diverse subiecte, unde puteți intra cu mine să vorbim și pe live-uri, adică aici o să vorbesc cu abonații pe live, pentru că mulți mă disperă. Hai, frate, vorbești și tu cu abonații pe live. Uite, aici o să vorbesc, nu o să folosesc Skype, o să vorbesc pe Discord cu abonații, deoarece pe Skype poți să-ți iei flood ușor și chestii genul. Cred că și prin Discord poți să-ți iei flood, dar e mai greu și nu toți copiii de 10 ani știu de chestia asta. Așa că, da, aveți invitația în descriere. Să și copiez ce? Haide, use copy button. Ok, mă rog, o să o copiem. Da, fraților, ce să zic? Bine, ăsta e Haydn pentru că e streamer modul activat, adică să nu vedeți voi, dar oricum o să vi-l las în descriere. Intrați aici. Deci, astea sunt rolurile, roles. Aici, astea sunt toate gradele, să zicem așa, nu rolurile. Pentru că nici rolurile nu pot să pronunț bine cum o să am bapiciul tot timpul. Greșesc măcar o dată când îl pronunț prima dată. Astea sunt toate gradele. Deci, membrii. Adică când intrați, o să aveți, nu o să aveți niciun rol. Eu o să vă văd, o să vă dau membru, că vă apare numele cu albastru la ăia care aveți rolul de membru. Și cine nu are numele albastru, pac, și o să-i dau membru, o să-i dau membru. Așa, și dacă sunteți activi, primiți membru activ care are acces la mult mai multe comenzi sau mult mai multe chestii, așa să vă arăt aici, server settings, roles, membru activ. Uite, față de membru care are acces la doar chestiile astea, uite, astea care sunt bifate, are acces la ele. Membru activ are acces la mult mai multe chestii. Moderator are acces la chestiile astea. Stai, n-am pus bine aici. Moderator are și la kick. Nu la kick, la mute. Mute, mute. Nu găsesc mute, să-mi bat piciorul. Mute, 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 uite, mute members. Deci, moderatorul are și la asta. Asta e VIP-ul. Mă rog, că astea sunt gradele. Practic, asta unor are acces la tot, vă dați seama că... și asta. Are acces la tot, așa. Aici sunt informațiile, aici găsiți toate informațiile. Aici, dacă sunteți activ, primiți-le în cap. Gradul de VIP e doar pentru cei care au donat peste mine sau care m-au ajutat cu ceva. Și aici câteva informații. Întrebări, aici puteți pune orice întrebare. Adică, salut, frate, unde te pot contacta în privat? Și dai enter și eu o să-ți răspund aici. Adică tot aici o să-ți răspund. Informații, v-am mai arătat general, aici puteți vorbi voi cu mine sau voi între voi ce vreți. Deci nu mă interesează de înjurătura. Puteți să mă jurați, puteți să vă înjurați de toate familiile, nu mă interesează. Anunțuri aici, o să anunț când postez un episod. Sau anunțuri gen am aici un lobby de CSGO, primici 4 care intră, pot să joace cu mine competitiv. Și primii 4 care intră, joacă. Sau pagina de Facebook, sau chestii genică, un fel de pagina de Facebook aici, o să postez diverse chestii. Bine, doar eu am acces la chestia asta, voi nu o să vedeți chestia asta. Și aici o să vedeți anunțurile. O să veniți doar anunțurile, dar nu o să puteți posta. Din câte știu, au acces doar... Stai. Așa. Deci, stai. Așa, roles. Everyone read messages. Atât. Read messages au voi aici. Deci voi puteți doar să vedeți chestia asta. Dați click aici. Ah, eu am o problemă, mă rog. Dați click aici sau copiați linkul ăsta. Copy link. Intrați pe browser. L-am pe al doilea monitor. Foarte bine că l-am avut pe al doilea monitor, că era ceva important. Paste and go. Și intrați pe videoclipul meu. Ah, by the way, să nu uitați să dați like. Și ați intrat pe videoclipul meu. Și da, cam atâta, frate. Invitația aveți în descriere. Cum intrați pe un canal? Ei bine, o să copiați ce am eu în descriere. Băgați aici. Join a server. Paste. Deci dați paste la chestia asta aici. Dați join. Și ați intrat în canalul meu. Și cum vă dau la Discord? Porniți browserul cu google.ro și scrieți download Discord. Intrați pe primul site. Dați download pentru PC. Selectați unde vreți să donați, de exemplu, pe desktop. Ok.
și s-a downloadat. Dăm dublu click. Yes, și o să vi-l instalez. Eu deja îl am instalat. Deci nu mă lasă să-l instalez pentru că deja îl am instalat. Și vi-l instalați, după aia o să vă arate să vă faceți cont. Vă faceți un cont și intrați pe acest canal. Deci, uite aici roomurile, aici puteți să vorbiți între voi, intrați în roomul ăsta. Bam. Salut frate, hai să mergem să jucăm CS și de genul. Deci aici puteți să vorbiți între voi ce vreți voi, absolut, dar bine, aici e cu voce. Aici, în general, puteți să vorbiți doar în chat. Aici e cu voce, e ca un fel de Teamspeak, frate. Aici cu voce, aici e privat, adică aici o să fiu eu tot timpul și aici o să vină doar prietenii mei și chestii. Și asta nu mă interesează pe voi, pentru că oricum nu o să aveți acces aici. O să pun ultima chiar. Ce aici cred să aveți acces, asta nu mă interesează. Deci în astea aveți acces și în general aveți acces. Da, cam atâta, frate. Cu acest video. Sper că o să vă placă. Membrii activi, după cum am zis, adică membrii pe care văd, o să văd chestia asta, uite, ca la mine, verde, adică care sunt acum pe canalul meu și care îi văd așa câteva zile la rând că sunt activi, o să primească membru activ. Și o să aveți acces la mai multe comenzi în caz de preț, na, mă rog, să aveți mai mult acces și dacă vreți să aveți gradul de VIP, trebuie să fiți donatori pe live și de 1 euro și de orice donație. Da, adică practic Alin, dacă o să vină tipul care mi-a donat, Headhunter, dacă o să vină aici, o să primească VIP pentru că mi-a donat 2 euro pe live. Da, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu ezitați să veniți aici pe Discord alături de mine pentru că o să fiu foarte activ aici și noi ne vedem data viitoare. Salut!